problemele urechii medii încep din perioada copilăriei, cel mai frecvent. În general, se datorează unor deficiențe de aerare, aerisire, să spunem așa, a urechiușei pe perioada copilăriei și dezvoltării patologiei de membrană timpanică și de lanțul sicular. Ce înseamnă asta mai pe scurt? Înseamnă că trebuie să urmărim orice otită a copilului, otitele repetitive sau otitele cu lichid care rămân timp îndelungat, pentru că ele pot să reprezinte problemele de mai târziu ale urechii medii. Ce fel de probleme? Probleme variate, de la perforații ale timpanului până la întreruperea ale lanțului osicular, până la forme un pic mai severe, cum ar fi colesteatomul, care este o formă de otită cronică în care pielea timpanului, care acoperă timpanul, migrează în locuri unde ea nu ar trebui să existe și să genereze probleme banale, cum ar fi cursul urechii și pierderea de auz, până la complicații severe, cum ar fi meningite și abcese cerebrale sau cerebeloase sau labirintite. Cum poate să-și dea pacientul seama? La copilaș, pierderea auzului, durerea auriculară, întârzierea limbajului. Adultul e mai conștient de simptomele lui și poate să le exprime mai ușor și beneficiază de consultație care poate să aducă un rezultat funcțional al urechii. La copilaș, în primul rând, trebuie să urmărim otitele medii, repetitivitatea lor și prezența lichidului în spatele timpanului, să avem o atitudine chirurgicală sau non-chirurgicală prin logoterapie tubară, așa îi numim, în care încercăm să aerisim pe cale naturală urechiușa medie a copilașului. Odată ajuns în situația de patologie cronică a timpanului, adică avem deja o perforație sau întreruperea lanțului sau un colesteatom, se impune atitudinea chirurgicală. Impune, în special în cadrul colesteatomului, pentru perforație și întreruperea lanțului osicular, e în funcție de cum își dorește pacientul, fiind o chirurgie funcțională, dar colesteatomul impune o atitudine chirurgicală prin potențialele complicații pe care le poate aduce. Intervențiile chirurgicale se fac în anestezie generală, sub control microscopic. Se practică o peticire a timpanului, o curățare a urechii medii de colesteatom, plus minus refacerea lanțului osicular cu grefă de osișor propriu sau cu proteză din titan sau din fluoroplastic, proteze care sunt existente acum pe piața din România și din Europa și din lumea întreagă. În concluzie, fiți atenți la urechiușele copiilor dumneavoastră, mergeți la controlele indicate pentru a încerca să prevenim patologia ulterioară a urechii medii și a membranei timpanice. Mergeți la medic în cazul în care copilașul vă spune că urechea este înfundată sau că urechea curge, pentru a nu ajunge în situații pe care le putem considera complicații ale acestor fenomene inflamatorii acute.